Bună și bine v-am regăsit! De obicei vin aici și vă povestesc despre parfumuri din toate categoriile, parfumuri mai ieftine, mai scumpe și de cele mai multe ori vă povestesc despre parfumurile care îmi plac, parfumurile după care eu sunt înnebunită, care mi se potrivesc și pe cele pe care vi le recomand 100%. Însă, de această dată vreau să vorbim despre parfumurile pe care le-am cumpărat în 2023 și nu mi s-au potrivit. De fapt, aș avea cam două categorii. Parfumuri care nu mi-au plăcut, aveam alte așteptări, și parfumuri pe care le apreciez, parfumuri care îmi plac, dar nu au fost 100% pentru mine și am preferat să meargă către alte persoane, să se bucure alte persoane de ele, pentru că aș fi întins mâna după ele mai rar și oricum am în colecție foarte multe parfumuri care îmi plac atât de mult și totuși nu apuc să le port așa cum mi-aș dori. Voi mai vedeți la mine și foarte multe hauluri. Anul acesta au intrat foarte multe parfumuri în colecția mea, dar au și plecat foarte multe și o să vă povestesc astăzi despre cele care au plecat cu un motiv. Asta pentru că au plecat multe parfumuri, pur și simplu, pentru că trebuie să fac loc, pentru că mereu vreau să testez altele și strâng foarte multe în colecție și nu toate care au plecat nu au fost potrivite pentru mine sau nu mi-au plăcut. Da, haideți să începem. Sunt câteva. O să vă spun povestea fiecărui parfum în parte și de ce a plecat din colecție sau de ce nu mi s-a potrivit. Începem cu un parfum care nu mi-a displăcut, dar avea ceva ce pur și simplu mă deranja. Nu știu, dacă nu a fost 100% pentru mine, am considerat că nu trebuie să rămână în colecția mea, un parfum marin, acvatic, sărat, dar cu un iz aromatic care pe mine mă cam deranja. Este vorba despre Pioggia Salata de la Il Profumo, un parfum cu niște note foarte interesante și mi se pare că este foarte asemănat cu Acqua di Sale. Are ca și note alge, frunze de violetă, sare, leandru, pitosporum, trandafir japonezi, lang trandafir. Cred că baza asta, nu știu, de fapt el se așeza foarte frumos pe piele, lemnos așa și, nu știu, catifelat, dar nu avea rost să rămână pentru că nu întindea mâna după el. Prefer ca parfumurile sărate să fie ceva mai armonioase, așa, mai feminine. Îmi plac parfumurile sărate, dar uite că nu am simțit nevoia să-l păstrez pe Pioggia Salata, un parfum foarte persistent, apropo. Deci avem în bază eucalipt, frunze de palmier și crin. Nu mi-a displăcut, dar nici nu m-a dat pe spate, ca să zic așa. Interesant, complex, frumos, dar nu pentru mine. Cel puțin acum. Am decis să nu mai păstrez în colecție parfumuri și să mă gândesc că poate îmi place la anul. Că cu siguranță dacă retestez acum niște parfumuri, unele poate le-aș păstra acum, dar am multe în colecție și nu vreau să strâng foarte, foarte multe. Bine, sunt deja foarte, foarte multe, dar prefer să rămân cu ce îmi place foarte mult, să mă bucur de ele. Și apoi, dacă o să testez ceva ce am avut cândva și îmi place, o să recumpăr. Asta este. Deci, primul este Pioggia Salata. Cred că o să trebuiască să vorbesc mai puțin despre ele, pentru că sunt multe. Și dacă tot am început cu parfumuri sărate, haideți să continuăm cu un alt parfum tot așa sărat. Vorbim despre Mega Mare de la Orto Parisi și acela aplicat din colecția mea. Și vă spun și de ce. A fost prea puternic pentru mine, dacă vă vine să credeți. Mie îmi plac parfumurile puternice, care proiectează, care sunt persistente, dar nici chiar așa. Da, nu, a fost prea mult pentru mine. Un parfum moscat, proaspăt, marin, sărat, care persista pe haine și după ce le spălam. Deci așa ceva mai rar găsești la un parfum pentru perioada caldă și oricum nu avea acel ceva, nu avea chestia aia de armonie,
Eu când spun parfum sărat și armonios, mă gândesc fără să vreau la parfumul de la Rituals Ocean Infini. La el mă gândesc când vă spun treaba asta. Ei bine, pe acesta l-am văzut mai potrivit pentru bărbați. Chiar nu avea acel ceva încât să rămână la mine în colecție. Înainte să trecem la parfumul următor, ar vrea să menționez câteva chestii pe care aș fi vrut să vi le spun la începutul clipului, doar că am uitat. Părerile din clipurile astea de haul-uri și unboxing-uri nu sunt cele mai relevante, mai ales în unboxing-uri, acolo poți să te păcălești și în magazin când testezi, da, și părerile din magazine nu sunt cele mai relevante, pentru că, în general, mirosul tău percepe cum trebuie vreo 2-3 arome, apoi s-a terminat, înțelege total greșit. Și una e când porți un parfum și vezi cum se dezvoltă, vezi cum se comportă pe tine, îl porți afară, îl porți în casă, îl porți undeva, îl porți la un eveniment, vezi cum proiectează, cum, nu știu, poate primești complimente, poate nu primești, poate vezi că el miroase foarte bine în hol, doar că îl porți 5 minute și apoi nu mai ține. Deci de unboxing-uri nu mai zic, e acolo, miroși parfumul pe moment și apoi se dezvoltă total diferit ca și în magazin. Dai pe un blotter cu un parfum, ieși din magazin și miroase altfel și dacă ai testat 2-3 nici nu mai știi care cum sunt. Cam asta e ideea. Deci, pentru mine sau pe canalul meu, mai relevante sunt clipurile în care vă arăt parfumurile pe care le port, de aceea și fac aceste clipuri, pentru că sunt conștientă că fac multe hauluri și în hauluri, după cum vă spuneam, nu sunt cele mai relevante păreri, apoi le port și vin, sunt atentă la ele, vin cu aceste clipuri în care port parfumuri, parfumurile săptămânii. De asta vreau să vă zic că multe parfumuri pe care o să le vedeți voi astăzi au plecat din colecția mea și vă spun acum că nu mi s-au potrivit pentru că le-am purtat. Nu pentru că, poate că în haul-uri pe multe dintre ele vi le-am prezentat și mi-au plăcut. Deci haul-urile sunt doar așa, de prezentare. Haideți să trecem la următorul, cred că despre Mireia de la Molinard. V-am zis de la început că nu mă așteptam să fie atât de subtil, să nu zic altfel. Un fructățel dulceag, cumva parfumul ăla dulce de vară, potrivit vara. Am citit mai apoi că ar fi mai potrivită gama asta de la Molinar pentru adolescenți, pentru tineri și da, cred că sunt foarte potrivite, dar nici ei nu mai poartă chiar așa din astea suculețe, de astea slăbuți, foarte slăbuți mi s-a părut Mireia, dar da, a plecat din colecție. Am notat eu aici că mi s-a părut că are ceva verde, da, cred că frunze de, nu mai știu, casis s-ar putea să fie detectat acolo. Drăguț, foarte slab, intensitate mică, persistență mică. Și a plecat repede din colecția mea. Da, nu a fost ce mă așteptam oricum. Nu mirosea rău, în niciun caz. Mirosea bine, dar v-am zis, nu era ce mă așteptam eu. Un alt parfum care nici nu a apucat să intre în haul-uri măcar și a plecat imediat, tot la fel pentru că nu mă așteptam la acel miros, a fost Kate Spade Leaf Color Folly. Un parfum cu foarte mult ylang ylang, un ylang ylang in your face, așa, și cam sinteticuț. Mă așteptam să fie ceva mai complex, adică mi s-a părut că miroase doar a ylang ylang. Un floral tropical destul de intens, persistent, adică dacă vă plac, că plac parfumurile cu ylang ylang, puteți să-l testați pentru că mi s-a părut ok. Doar că nu a fost ce mă așteptam eu și nu am. Un alt parfum care a plecat din colecția mea este vorba despre Olympia Legend. Da, cred că nu vă așteptați la asta sau poate că v-am povestit, poate că a apărut și prin Declutter, nu mai țin minte. Nu mi-a displăcut parfumul acesta, doar că m-a deranjat în el un Is Boozy.
eu am simțit un iz buzii, cumva era cu acordul acela de nisip, nici nu mai amintesc exact, dar știu sigur că mi s-a părut un parfum așa cam haos. Un parfum haos pentru că era foarte dulce pentru vară, prea tropical pentru perioada rece și cu izul acela buzii ca un lichior. Nu. Nu mi s-a părut că este, cum să zic eu, armonios așa. Ceva m-a deranjat la el și am preferat să plece din colecția mea, dar nu știu, eram și atunci în dubii. Să-l păstrez, să plece, nici nu-mi displăcea, nici nu-mi plăcea 100%. Am fost între, dar până la urmă am decis să plece din colecția mea. Un alt parfum care a plecat din colecția mea este Herbe de la L'Occitane. Am scris eu aici că a fost prea ierbos pentru mine. Nici, nu mi s-a părut că miroase rău, sincer. Nu, pentru mine nu. Acel parfum a fost un nu. Trecem la următorul. Aegean Bronze de la Cores. Nu știu dacă se pronunță bine, oricum o să vă scriu pe ecran denumirile. Am scris eu aici că este un parfum accesibil și frumos. La fel, mă așteptam la altceva din partea lui și nu-l purtam așa cu mare, mare bucurie. Un parfum potrivit pentru vară, drăguț, frumos, dar da, am scris eu aici că mi s-a părut cumva neutru și că acea parte florală care, pe care eu am simțit-o ca fiind plumeria, mă cam deranja. Eu am mai avut un parfum, uite că pe el nu l-am pus aici pe lista mea, Plumeria de la Theodoros Kalotinis a fost un nu pentru mine. Dar cred că anul trecut a plecat din colecția mea. Vai, un săpunos puternic de la care chiar mă durea capul. A fost singurul parfum care mi-a dat dureri de cap pe bune. Nu. Apoi a mai plecat un parfum din colecția mea. Pe el l-am dat pentru că nu m-a atras genul ăsta de violetă din el. Un parfum floral avea un iz rece, îți dădea senzația de rece. Alaya se numește. Am scris eu că era prea multă violetă. Era un fel de violetă mai proaspătă așa, dar avea și un, cred că avea aer de munte, un acord din ăsta, aer de munte și îți dădea cumva senzația de violetă rece, înghețată. Mi-a plăcut așa parfumul cum e făcut, dar știam că nu sunt în mâna prea mult după el și atunci am preferat să îl dau mai departe. Dacă pe Alaya l-am plăcut, dar am considerat că nu are rost să-l păstrez și să nu-l port prea mult, ei, Ornament Purple de la Afnan a fost dezamăgire pentru mine. A fost nebunie cu parfumul acesta. Toată lumea vorbea despre el într-o perioadă și mă așteptam să fie chiar frumos parfumul. Nu mă așteptam acum să fie cel mai frumos parfum, pentru că nici nu este un parfum prea scump, dar nici să nu-mi placă deloc. Dulce, foarte sintetic. Mie îmi plac parfumurile dulci, dar ăsta parcă era prea sintetic. Nu. Deci asta este dezamăgire. Îl punem în categoria dezamăgire pe Ornament Purple de la Afnan. Următorul este de la Jo Malone și aș putea să-l pun chiar în categoria dezamăgire. Nu a fost un parfum care doar să nu mi se potrivească, ba chiar mi s-a părut că miroase răuț așa. Și vorbim despre Pomegranate Noir de la Jo Malone. Parfumul acesta, v-am zis, mi s-a părut că miroase rău. Nu știu. Nu mi s-a părut că miroase a ceva anume, să mă ducă într-o anumită zonă. Pur și simplu nu mi-a plăcut. Punct. Ok, și trecem și la cele două parfumuri de la Zara. Sweet Pastry și Mochi. O să vă scriu pe ecran că nu le-am notat aici exact toată denumirea și cred că știți voi despre ce este vorba. Sweet Pastry,
Da, foarte sintetic, un miros ascuțit de lămâie, o prăjiturică, dar nu foarte bine făcută. Asta cred eu despre el și mă așteptam să fie mai frumos sau un pic mai bine făcut, pentru că unele parfumuri de la Zara chiar sunt bine făcute. Și a plecat și Zara Mochi, nu mai știu cum se numea, o să vă scriu și despre el, vă pun poza cel mai bine. Mi-a plăcut, dar nu am simțit să întind mâna prea mult după el, pentru că avea miroasea mochi. A mochi. Și dacă ați văzut voi că este făina aia de orez pe mochi, exact așa avea miros, simțeai textura aia de făină. Nu, am știut că nu o să îl port eu prea mult și atunci a plecat din colecția mea. Un parfum care mi-a plăcut foarte mult, dar mă tot sâcâia o notă, nota asta de datura. Este vorba despre Datura Amaretti de la Panouche. Un parfum pe care atunci când l-am cumpărat, că tot vorbește lumea despre asta cu macerarea, se întâmplă ceva totuși cu parfumurile după ce sunt pulverizate. Eu am și văzut la un moment dat explicația de la un om care era parfumier sau nu mai știu, dar oricum nu era ca și mine, un om care doar iubește parfumurile, nu sunt expertă, nu am nicio școală de genul ăsta, deci un om mai școlit în ale parfumeriei a zis că se întâmplă ceva, nu mai țin minte, dar a zis el acolo. Ei, Datura Amaretti, când l-am luat prima dată, mi s-a părut că este cam subtil așa, mă așteptam să fie mai puternic. L-am lăsat câteva zile și apoi, știind sau cu gândul că este așa mai subtil, m-am dat cu el foarte mult și m-am intoxicat într-un fel, deci pur și simplu nu mai puteam să respir pentru că am crezut că e așa mai slăbuț și el s-a așezat și s-a macerat și s-a întâmplat acolo un amestec care m-a dat peste cap de la început și n-am mai putut să-l port. Foarte frumos parfumul, interesant, unic, o combinație de datura și o parte gurmandă, biscuiți cu, nu știu, ceva cu amaretto. Frumos parfumul, chiar foarte frumos, dar datura asta nu m-a lăsat să pot să-l port. O simțeam datura chiar și în bază, chiar și în combinația cu baza era una gurmandă și tot simțeam datura. Deci de aceea l-am dat altcuiva, dar pot să zic și acum că este un parfum frumos pe care chiar vă recomand să-l testați. Mie mi s-a întors de la prima utilizare pentru că am făcut prostia asta. De aceea vă zic eu mereu că las parfumurile să se așeze și nu mi mai dau așa cu părerea imediat despre ele. Mai avem aici un parfum care a plecat mai recent din colecția mea. Este vorba despre unul de pe Dubai Collection, Metallico, Tom Ford Metallic. Da, inspirat de Tom Ford Metallic. Mie mi s-a părut cam ciudățel. Cumva îmi plăcea și nu îmi plăcea în același timp. Deci, asta am simțit. Îmi place și nu îmi place. Nu știu cum, dar avea un iz dulce care te făcea să-l porți, să vrei să-l porți, să te dai așa cu el peste tot și ceva care pur și simplu îl respingea, ceva mă respingea, ceva metalic. Poate că de acolo și denumirea, nu am testat originalul, dar nici acesta nu m-a înnebunit. Nici nu mi-a displăcut, dar știam că nu o să-l port prea mult. Mai avem un parfum care a plecat de mult din colecția mea, nu a stat prea mult, L'Artisan Parfumeur Le Chant de Camargue. V-am spus eu că acela era un parfum care mă ducea cu gândul la o cameră albă, nu știu, așa pe marginea unui râu și vedea acolo, am și citit despre el, dar niște păsări, foarte frumos parfumul, te băga așa într-o poveste, de aceea l-am și păstrat, pentru că
pur și simplu te făcea să îți imaginezi un loc superb, în natură, dar am știut sigur că nu o să întind mâna după el. Mi s-a părut cam uscățel așa, nu mai știu ce note avea, nu mai știu ce miros avea exact, dar un miros așa ascuțit, nu neapărat ascuțit, un miros mai greoi și alb în același timp. Știu că avea aldehide, poate să fie asta, nu știu sigur, dar a plecat din colecția mea pentru că nu mi s-a potrivit. Oricum, trebuie testat parfumul acesta. Și la fel s-a întâmplat și cu Moonlight in Chiang Mai de la Dusita. Un alt parfum, acesta chiar are o poveste interesantă, mi-a trimis cineva un decant și am zis după ce am purtat parfumul, deci l-am purtat, trebuie să am parfumul ăsta în colecție. Și apoi am luat parfumul. Deci acesta a fost un parfum testat pe care atunci când l-am purtat nu mi-a plăcut ceva. Nu știu. Ceva nu a fost pentru mine acolo. Cumva mi s-a părut, la un moment dat mi-am dat seama că e prea puternic pentru mine. Este asemănat cu Baccarat Rouge pe Fragrantica, dar avea doar un iz. Oricum, diferit parfumul de Baccarat Rouge. Și la un moment dat am realizat că parcă e mai potrivit pentru bărbați. Și apoi am văzut că este un parfum pentru bărbați. În fine, pe mine nu m-a interesat dacă este pentru bărbați sau nu. Eu când l-am testat mi-a plăcut foarte mult. Apoi am realizat că parfumul se duce mai mult într-o zonă masculină și nu, a plecat din colecția mea. Târziu am văzut că este un parfum pentru bărbați, dar nici nu conta, nu neapărat de asta a plecat el, pentru că nu știam oricum. Un alt parfum, un parfum foarte frumos, foarte frumos, un parfum de vară, un parfum zemos, un parfum cu iz de vacanță, este vorba despre Riviera Drive de la Atelier de Zor. Și acesta s-a dus către o altă persoană care știu sigur că l-a iubit mai mult ca mine, la fel l-am dat pentru că știam sigur că nu o să întind mâna după el. Chiar dacă îl port așa, parcă nu îl purtam cu bucurie maximă și îmi părea și rău de el, pentru că este un parfum iubit. Și avea un iz buzi. Oricum, în perioada aia nici nu prea eram... Acum m-am mai obișnuit cu izul buzi, dar tot îl prefer în anumite combinații. Aici aveam o combinație de citrice, nu știu, un parfum care e zemos, așa, foarte suculent, de vară, de vacanță, de mare, dar cu un iz buzi. Mi-am mai notat eu aici că au plecat din colecția mea parfumurile cu iz de Baccarat Rouge, cum este Cloud by Ariana Grande sau Burberry Her. Da, anul acesta au plecat din colecția mea. Cred că mai am unul care are un iz, God is a Woman, da? Are și el, e și el pe acolo, neam cu ele. Dar acela a rămas în colecția mea pentru că îmi place foarte mult para. Dar restul au plecat. Nu am mai vrut niciun iz de Baccarat Rouge anul acesta, deloc. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este unul în trend, unul la modă. Este vorba despre Ambre d'Alexandrie de la Boucheron, o gamă foarte iubită de la Boucheron. Vă spun sincer că doar l-am testat o dată pe mână. Voiam atunci un parfum și nu este un parfum ieftin, voiam atunci un parfum în genul ăsta, dar mă așteptam la altceva sau măcar să fie un pic mai dulce. Acum poate că el se așeza, poate că el se... macera, se, nu știu, amesteca și reușeam să primesc ce căutam eu, dar am considerat că dacă nu n-a fost wow la primul nas, nu are rost să-l țin și în plus de asta voiam un parfum. Așa că l-am dat imediat și sunt sigură că cine l-a luat apoi s-a bucurat și se bucură în continuare de el. Am în colecția mea parfumuri în genul ăsta, dar acesta nu
avea cevaul ăla, nu știu, un pic mai dulce aș fi vrut să fie. Este în zona asta de Angel Share, de Hermes, Amber Narghil. În zona asta am de la Bordeaux, parfumul acesta nou intrat în colecția mea, care îmi place mai mult chiar. Dar Ambre d'Alexandrie este un parfum frumos, vă recomand să-l testați, doar că nu a fost exact așa cum mă așteptam eu să fie și n-avea rost să rămână în colecția mea. Bine, aceasta este colecția cu parfumurile pe care le-am cumpărat blind în 2023 și ori m-au dezamăgit, ori nu mi s-au potrivit, ori am considerat că trebuie să plece în altă parte pentru că o să întind mâna după ele mai rar. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, chiar vă rog să-mi spuneți și voi în comentarii ce parfumuri ați cumpărat blind în 2023 și v-au dezamăgit sau nu vi s-au potrivit. Noi ne vedem în curând cu un video nou, vă mulțumesc pentru vizionare, v-am pupat, pa, pa!